Bună ziua! Este data de 4 ianuarie 2017. Da, este timpul foarte frumos, bate puțin vântul. Ce să vă zic, a fost cu angajarea, încă am terminat actele și trecui o leacă pe la baraj. Să vă dau câteva informații. De pescuit. Apa este înghețată, se vede pe aici. Nu sunt pescari la debarcader, la Golești. Deci e acolo în jumătatea lacului și o sticlă înghețată, s-ar putea să fie de la plasă. Deci toată apa este înghețată, înspre debarcader și mai înghețată. Nu știu, văd că au spart ceva gheață pe acolo, e posibil să fi dat și la copcă. Oricum pescar nu sunt, în zona barajului, începând în partea dreaptă de aici. E și mai înghețată, vedeți? Partea dinspre zona barajului e și mai înghețată. Tot barajul este înghețat. Adică e acoperit cu gheață, nu că nu s-ar putea prinde pește, dar cine se aventurează? Să spargă pe aici, să intre pe aici. Mai bine mergem noi la Craiova. Mai bine să mergem noi la Craiova, să prindem ceva pește. N-am văzut niciun pescar pe aici. Nici n-are cum să fie. Deci... la baraj nici atât. Una peste alta, să știți că nu se poate pescui. Cred că tot e înghețat, îl vedeți că nu se mișcă nimic. Când te uiți cu ochii, deci barajul Golești e înghețat bognă, cum se zice. Mai zăpadă pe aici. Zilele au fost mai frumoase și cu soare, dar nopțile au fost foarte reci. Văzut jos la cădere de la baraj, apa e curată. Deci singura variantă să mai prindem un pește este pe râu. Naval de barajul ăsta de la Golești. Facem rost de niște momele și mergem pe râu la pescuit. Doar că și pe aici am venit cu Viorica, da. Ea este Viorica. Vedem pe unde mai alergăm noi, Viorica. Ia să vedem. E o piatră, băi. Ia de piatră asta. Gata, ia pe aici. Pietricica asta. Hai, dragii, așa vezi. În drumul și la site-ul flyersfishing.ro. Bună aceasta. Gheață pe asfalt aici. Deci cam asta ați vrut să știți. Ce mai e pe la Golești și pe la debarcădere. Și vă arătăm că este apa super înghețată. Deci tot barajul este înghețat. Rămâneți pe poziții sau căutați alte locuri. Puteți să vă abonați că este gratuit. Informațiile vin la cheie. Tot era în drumul meu, nu? Sănătate, numai bine!